Rotary Club Soroca este alături de tineri antreprenori soroceni. Pe lângă actele de caritate, rotarienii sunt alături de tineri ambițioși care doresc să-și inițieze sau să-și dezvolte mica afacere acasă, la Soroca. Circa 20 de tineri au participat în cadrul unui concurs Maratonul Ideilor de Afaceri, organizat de Incubatorul de Afaceri din Soroca. Sunt lucruri foarte frumoase, idei originale, care fiind puse sau fiind aplicate în practică, vor da rezultate, adică vor contribui la dezvoltarea afacerii unei persoane, dar vor crea și noi locuri de muncă aici la noi în Soroca. În calitate de președinte a Asociației Obștești Rotary Club Soroca, venim și noi astăzi cu două premii speciale pentru doi participanți în cadrul concursului, pentru cel mai tânăr participant în cadrul acestui concurs, precum și pentru autorul ideii de afaceri care solicită cele mai puține mijloace financiare pentru a fi pus în aplicare. Cele mai bune planuri de afacere au fost premiate cu diplome și premii bănești. Premii speciale au venit și din partea Rotary Club Soroca. Vreau foarte mult să vă doresc tuturor succes și chiar dacă astăzi, cum s-a spus, nu ați fost aici premiați, să știți că oricum sunteți învingători. Noi am selectat doi participanți. L-am selectat pe domnul Cebătar Nicolae, care a venit cu o idee frumoasă de afacere și eu știu și căruia îi dorim succes. Și susține generația tânără în formarea sa. Noi aici am scris pentru cel mai tânăr antreprenor, dar domnul Cătălin a luat-o înainte. De aceea ori schimbăm diploma, ori rămâneți tânără. Și o tabletă în mână. Maria Stepanianț, care la fel este o curajoasă și care s-a implicat în formarea și în educarea copiilor cu probleme de sănătate. Sunteți foarte bravo, sunteți cunoscută aici, adică ingenioșii sunt cunoscuți și fac lucruri frumoase. Vă dorim succes! Concursul Maratonului Ideilor de Afaceri are ca misiune sprijinirea, consolidarea și promovarea unei culturi antreprenoriale capabile să accelereze inițierea de afaceri sau dezvoltarea afacerii existente.